Închiderea piețelor și târgurilor a fost un subiect ce a oripilat o țară întreagă. Echipa PMP Mehedinți, aflată în târgurile din Broșteni și Baia de Aramă, în campanie electorală a transmis un mesaj ferm de susținere a producătorilor locali. Închiderea piețelor și târgurilor poate îngenunchea agricultorii români, iar membrii PMP Mehedinți au taxat dur această inițiativă a guvernului PNL venind în sprijinul producătorilor români. Suntem în Baia de Aramă, în piața locală, într-o frumoasă zi de toamnă și aș vrea să punctăm două aspecte. În primul rând, așa cum vedeți pe afișul nostru, din punctul nostru de vedere, cred că sunt candidații noștri sunt cei mai cu perspectivă candidați dintre toate partidele care și-au prezentat candidații. Și al doilea lucru pe care aș vrea să-l punctăm este că PMP-ul, prin vocea președintelui nostru Eugen Tomac, sub sloganul Nu interziceți merele românești, va cere în mod expres Guvernului României să nu închidă piețele românești, astfel încât și producătorii noștri locali să poată în aceste vremuri grele de pandemie să-și desfășoare activitățile economice. E foarte important de menționat acest lucru, pentru că suntem, dacă nu singur, unul dintre puținele partide care am avut curajul să facem acest lucru. Cunoscută fiind ca o persoană foarte implicată, dornică de a restarta clasa politică din județul nostru, președintele PMP Mehedinți, Ramona Copă, și-a exprimat de asemenea susținerea pentru producătorii locali din Mehedinți. Ce părere aveți despre faptul că se închid piețele agroalimentare? PMP Mehedinți a cerut conducerii naționale să intervină la guvern pentru a menține aceste piețe deschise. Micii producători locali, cât și micii fermieri, ar trebui sprijiniți și nu băgați în faliment. PMP este un partid care sprijină toți producătorii locali și toți fermierii. În primul rând, ar trebui ca toți mehedințenii și locuitorii comunei Broșteni să aibă încredere în PMP, fiind singurul partid care reprezintă mediul rural și interesele comunităților locale. Oamenii apreciază atitudinea candidaților PMP, aceștia dau dovadă de interes și implicare în rezolvarea problemelor locuitorilor județului nostru și cu siguranță pe 6 decembrie, Partidul Mișcarea Populară va confirma trendul ascendent pe care se află.